vrut să aflu mai multe despre proiectul ăsta Gardul Pictat al Academiei de Științe. Am scanat codul QR, dar îmi spune că e expirat, că nu funcționează. Așa că rămâne mister ce vrea să zică asociațiile astea, primăria sectorului 5 și cu Academia, că în mod sigur participă și Academia, s-au permis să se împrejmuiască gardul lor, grădina lor neîngrijită cu imaginile astea printate. Ci cu 1000 de ani de civilizație și cultură românească în două limbi. Și le amestecă chestii de secolul 17, 16 cu secolul 20, iată, primul război mondial, primul avion și iară vechituri din secolul 18, refugiați din primul război mondial, peisaje, Ienescu, Celibidache, trupele române trec Carpații, trenul care transportă tezaurul la Moscova, Mihail Sebastian și Ilarie Voronca, Brâncuș înghesuit acolo între Tristan Țara și Marcel Duchamp, și iar niște fresce vechi din secolul 15, biserică din secolul 15, cetatea Sorocii, cum de n-au băgat și stema interbelică a Sorocii, pe care o folosesc și acum orașul, o stemă sinistră cu cap de tătar înfipt în suliță de argint, că nici măcar nu-i stemă oficială aprobată de comisie de heraldică. Tot așa amatorist și după sprânceană sau după ureche făcută. Biserici, mănăstiri, fresce. Sfântul Gheorghe din Balcani. Apare pe minaretul unei moschei, poftim. Are și costum popular turcesc, căciul aceea lui. Dregători otomani, iar secolul 19, primele fotografii, împăratul Franț Iosif la București, regele Carol, iar hărți vechi, picturi, începutul secolului 20, Spirul Haret, Portul Constanța, Palatul de la Iași, nu au o logică cronologică, iar pentru primele avioane Castelul Peleș, Perișor, și-l bag aici pe Ceaușescu cu Ileana. Congresul a fost propusat în fruntea partidului prin manevre de culise. A impus industrializare forțată. Inaugurarea canalului Dunăre-Mare Neagră. Iată cu ce se mândrește nația. Iară Ceaușescu cu adunare națională în 68, când s-a împotrivit invaziei cehoslovace, invaziei ruse în Cehoslovacia. Propagandistul Sadoveanu cu alți propagandiști, Beniuc, Macovescu, când se construia Casa Presei cu fotografia lui Stalin în frunte, că acela era un model stalinist de clădire. Am văzut și la Varșovia și la Moscova și la Kiev astfel de clădiri. Festivalul Mondial al Tineretului cu stema Repere. În pofida foametei, sub supravegherea colaboratorilor NKVD, țăranii predau grânele la stat.
în Republica Moldova, satul Durlești. Azi e oraș. Are 25.000 de locuitori. Și-i suburbia Chișinăului. Și când pofi da foamete. Foameta a fost organizată și au murit zeci de mii de oameni, s-a ajuns chiar la canibalism și vorbesc atât de neutru, mai că laudă proiectul ăsta, cu asta se mândrește și ce vor să spună despre asta? Sovrom Petrol și alte sovromuri s-au creat imediat după 47 și nu spune nimic ce însemna asta. Arma de bază a hotărătoare a organelor securității statului în luptă împotriva activiștilor, activității de subminare dusă de serviciile de informare imperialiste. Semnarea acordului economic româno-sovietic. Mai gardul ăsta e propagandă toată ziua. Nu cumva e finanțat de ambasada Rusiei. Regele Mihai, pe 1 decembrie 46, cu un an înainte să-și pună capăt domniei, să demisioneze cu regina Elizabeta și iar mănăstiri, ziarele vremii de secolul XIX. Crucea Roșie s-a ocupat de hrănirea refugiaților. Războiul 2 mondial. Nu scrie nimic în Războiul 2 mondial. România întâi a intrat în război alături de Germania nazistă și de Italia fascistă. Și cu recurs imediat la epurări etnice. Rebeliunea legionară, iată, o pomenește din 40, dar atunci au început pogromurile anti-evreiești. Doliu pentru Basarabia. Antonescu în cămașă verde la un meeting legionar alături de Horia Sima și devine prim-ministru al României. Tot Antonescu a chemat regina înapoi. Greva ceferiștilor. În 31 deja se duce în direcție inversă istoria. Cronologia e haotică. Și atât. Și intrarea la Academie cu două bariere coborâte, dincolo două bariere ridicate. Pe gardul din partea dreaptă vedem prima afișă e cu tancuri. Chiar că avem cu cine mândri. Cultură și civilizație românească. Defilarea trupelor bolșevice la Chișinău. Trupele sovietice forțează Nistru. Placa comemorativă de la București în 30. Dumitru Prunariu. Joc țărănesc. Actul Unirii. Regele și regina. Piața Universității văzută din avion. Iar biserici, mănăstiri, cu ce altceva să ne lăudăm. Gravuri vechi, Kronstadt. Iar primele avioane, obuziere, cu armată ne lăudăm și cu steme. Și iar cetatea Soroca, dacă n-am văzut-o odată, hai să o pun alături cu cetatea Albă. Domnitori, concurs de motociclete pe Feleac, scrâncep la Pașcani,
nimic despre jumate de mileniu de robie a romilor, nimic despre exterminarea evreilor și a romilor, holocaustul. Nimic despre dictatura lui Antonescu și a lui Caro și ce alte dictaturi au mai fost atunci. Și iată ar fi cazul. Generalul Iacobici în centru, alături de Jienescu, primul din stânga, subsecretar de stat. S-au opus continuării campaniei de peste Nistru, dându-și demisia. Ok. Și de ce băgat așa alături de Zapa din secolul 19 și alături de portul popular de nu știu unde? Nu trebuie să fie legate, continuate, să spună totul despre contextul războiului 2 mondial, ce s-a întâmplat? Refugiați din Transnistria, războiul 2 mondial. Le-au amestecat ca pe cărțele de joc. Dar întâi au scos ce putea fi deranjant. Bombardiene americane peste câmpurile petrolului fiere de la Ploiești. Cum ziceam, parcă e finanțat de ambasada Rusiei. Nu se jenează să vorbească despre bombardamentele americane. Iată, turnul de zvrobire de la Chișinău, o grămadă de popi și atunci. La toate ceremoniile. Și iată ne-l prezintă pe regele Mihai cu generalul Antonescu. Pe malul Nestrului sau malul Prutului. Trupele române intră în Chișinău. Antonescu și cu Ianițiu, care a murit stupid, lovit de palele elice un avion. Da, dar cine interesează chestia asta? Povestiți ce a făcut armata română la Odessa, la Dubăsari, ce a făcut în satele românești de peste Prut. Sau despre trenurile morți, despre masacru de la Iași, de la Dorohoi. Că asta tot face parte din istoria României. Românii, evreii de atunci, de până atunci, contribuie și ei la cultura românească. Îi excludem, îi ignorăm sute de mii de evrei. De exemplu, ați văzut dramaturgul din urmă, Sebastian. Și iar slalom prin istorie, secolul 19, secolul 20. Iată și rabinul șef, Alexandru Șafran, ținând un discurs cu prilejul comemorării deportării evreilor. Dar unde ați spus? Unde e pagina despre deportarea evreilor? Nu cumva vă convine ce spunea Șafran în nu știu ce scrisoare a lui? Nu cumva asta singura manifestare de evreism vreți să o pomeniți? Ce fel de deportare a evreilor? Ce s-a întâmplat cu deportarea evreilor? Nu povestiți nimic despre cei care au fost omorâți acasă. Nu au mai ajuns să fie deportați sau care au murit acolo în lagările de concentrare din Transnistria sau pe drum spre Transnistria. Și evrei și romi. Militari români și sovietici, deja gata, deja s-a alături cu sovieticii. Ceaușescu cu Brejnev. Trenuri cu refugiați polonezi, pactul Molotov-Ribbentrop. Despre cedarea Basarabiei. Și tot nu spune mare lucru, dar iată, în schimb, mă povestesc despre mormântarea lui Moța Marin, liderii mișcării legionare, omorât în Spania. Zelia Codreanu, prezentat eroic pe întreg panou, fără să spună ce discurs avea rasist, antisemit, ce crime au comis, pentru care au fost o leacă închis, după aceea achitat. Dar crimele le-au comis, nici el nu le-a negat.
Cedarea Basarabiei, Teatrul Național, cu Steaua, stai bătaie de joc, și Academia de Științe n-are nimic de spus despre asta, că e gardul care le împrejmuiește edificiul de peste drum de clădirea Senatului și a Curții Constituționale, peste drum de mega catedrală care încă e în întuneric, dar degrabă o să fie și ea luminată ca mare obiect de patrimoniu.